Ne puteți spune care este principala nemulțumire a dumneavoastră? Păi principala nemulțumire a noastră este că ne-a luat banii pe facturi și acum ne închide sau deci nu suntem nici înăuntru, nici afară. Nu vine nimeni să vorbească cu noi. De asta o anomalie mi se pare că magazinele să fie deschise și tarabele închise. Asta nu înțelege. Ori închide definitiv, ori deschide definitiv. De astăzi puteți să mai vindeți? Nu. Noi nu. Suntem 10 societăți în piața asta. Aglomerată nu e piața. Nu știu de ce ne-a făcut neamnătatea asta. Nu știm. De ce nu vine cineva? Și nu vine nimeni. Așa, în civil, să vadă, să stea o jumătate de oră, o oră, să vadă ce aglomerație e în piața asta. Și plus că noi respectăm toate condițiile. Avem măști, avem dezinfectante la uși, instalate, să se poate așeza cineva la ușă, să ia temperatura ca la supermarketuri. Deci nu există niciun fel de problemă. Să ne dărâme ușile care, într-adevăr, se pot demola și se poate face piață deschisă. Deci chiar putem să îndeplinim anumite condiții și chiar le-am îndeplinit. Suntem o piață cât de cât organizată. Noi nu avem aglomerație, deci nu avem clienți. Deci la noi toată ziua cu clienți, cu toți, nu știu dacă suntem vreodată 20. Deci chiar nu există niciun fel de problemă. Nu aici e virusul. Virusul e la supermarket. Bun, și dacă s-au închis arabele, nu mai este virus? Suntem societăți, suntem oameni, suntem familii care avem copii acasă și de aici trăim. Ăsta e singurul meu venit. Deci alt venit nu mai am. Dacă ei m-au închis pe mine, unde să ies afară? Pe noi ne întreabă clienții din septembrie, dacă e cartofi înghețați. Afară pe tarabă ce să vin? Astăzi mai este un pic cald, de mâine vin temperaturi de minus. Cum să vindem noi? Ce să punem noi pe un metru pătrat? Plătim atâtea milioane pe lună, la tarabe, la mese, la lumină, apă. În proiect scrie că este piață închisă. Într-adevăr, în proiect scrie că avem ventilație, în proiect scrie că avem căldură, în proiect scrie că avem multe și nu avem nimic. Uitați în ce condiții trăim. Păi ei nu o să ne găsească o soluție, ne dă afară în frig? Și acum au nevoie de oameni la COVID? Și acum o ia ca spațiu. Putem să declarăm că suntem bolnavi de COVID, dar să ne dea bani, dacă asta vor. Să ne dea ajutor. Ne închide, ne-a închis, ce ne oferă? Ce ne oferă? Am închis. Activitatea funcționează în continuare. ANAF îmi trimite impozitul. Eu cu ce plătesc? Mă dă afară, n-am priză. N-am în ce să încarc casa de marcat, n-am cântar, n-am nimic. Cum? Cum vede eu funcționare? A zis că la ora actuală trebuie să se amenajeze ceva. Este 12. N-a venit nimeni, nici să stea de vorbă cu noi, nici să ne întrebe ce facem, nici să ne amenajeze nici nimic. Nici afară, nici înăuntru. Suntem piață închisă? De ce sunt ușile deschise? De ce? Să se închidă ușile. Să ieșim toți? Nu mi se pare adică normal. Magazinele au voie să funcționeze și tarabele nu. De ce? E vreo graniță aici care scrie... Nu sunt aceeași clienți. Aici e COVID, aici nu e. Avem un metru distanță de la magazin. Și acolo e COVID și aici nu? Sau invers? Adică ei de ce să funcționeze și noi nu? Cum protejezi omul de boală asta? Lumina asta cine o plătește? O plătim noi peste două lună, două când venim. Apa la fel. Ce facem? Dacă e piață închisă, până la cătul pe afară și gata. S-a spus că este o perioadă de 30 de zile. Bun, 30 de zile. Să zicem, 30 de zile. Cine ne garantează nouă că peste 30 de zile ne lasă să intrăm în piață? Cine? Avem vreo garanție că peste 30 de zile eu pot să vin, să-mi deschid activitatea și să duc banii acasă la familie? Nu. Da. Nu, dar știi ce întreb eu pe ea mai de sus? Au ceva cu piețele, au ceva cu tarabele, au ceva cu producătorii, cu societățile comerciale care vând în piață și plătesc taxe și impozite? Au ceva cu noi personal așa? Nu suntem nici samsar, nu suntem nici... Atât timp cât am o casă de marcat, plătim impozite, deci am o grămadă de taxe plătite la zi. Deci se poate verifica, să se facă o diferență între cei care într-adevăr păcălesc, sau chiar vând ilegal, sau chiar n-au niciun fel de documente. Deci să nu ne mai amestece. Noi avem firme, avem societăți, figurăm la ANAF cu declarații, depunem declarații lună de lună, cum s-a cerut, plătim atâtea impozite. Nu, să nu ne mai amestece. Să ne lase pur și simplu să ne vindem marfa. Deci asta e activitatea noastră. Dar aici trăim. Sunt producători care acum încerc marfa. Ce face producătorul cu cartoful, ceapa, morcovul?
Începe salata, lobodă, de-astea care sunt foarte perisabile, au investit niște bani ca să le producă. Deci uite, acum a început salată, lobodă, spanac, verdeață, care le găsim toată iarna de la producătorii români. În supermarket le vezi la lădiță cu etichetă pe ele. Turcia, Spania, Grecia. Noi ce avem? Ce avem noi? Este singura piață care nu își poate desfășura activitatea? Singura din oraș. Și uitați-vă dumneavoastră, și nu vine nimeni să vorbească cu noi. Deci uitați-vă dumneavoastră, dacă dumneavoastră credeți că noi acei 5-10 inși cât suntem, putem să fim un focar de infecție pentru piața Mălurășu. Că dacă ne distanțăm, unul de altul, ca să ne auzim, pentru că deja între noi e 5 metri, nu 1 metru 2, 5 metri, trebuie să țipăm unul la altul. Colegul, hei, ce faci sau eu știu ce, ne întrebăm unul pe altul. Deci nu există așa ceva, chiar nu se poate să facă ceva și pentru noi. Dacă eram mai mult, de ce halele la ora actuală am înțeles că sunt deschise? De ce? Să calcă lumea în picioare acolo și aici că vin 2-3 clienți. Și în supermarket. Supermarketurile la fel, pentru că sunt ale străinilor. Dacă apucăm să ieșim afară, nu ne mai bată noi. Se pot scoate panourile, dar nu poți să stai, că vine frici, nu mai vin afară. Dar le strici pe toate. Îngheață marfa, înghețăm și noi, ne îmbolnăvim. Nu vine nimeni să stea de vorbă cu noi, nici de la primărie, nici de la secehale și piețe. Stăm aici și așteptăm. De la secehale și piețe să dă telefon să ne dea afară, ca pe câini. Dar nu ieșim afară, dă-ți-i afară, așa, dă-ți-i afară. A spus că să ne dea afară. Răspunsul de la conducerea Hale și Piețe a fost scurt pe doi. Aveți probleme, dați-i afară. Este piață închisă, îi dați afară. Bun, ieșim afară. Nu avem nimic amenajat afară. Unde ieșim? Unde în stradă? Unde vindem marfa? Jos, pe trotuar? Dar nu ai cum. Nu ai cum, nu ne amenajat. N-au găsit nicio soluție pentru noi. Vine frigul, nu vine piața, dar nici afară nu ne-ai amenajat nimic. Noi ce suntem? Eu am factura plătită în avans. Factura mea e plătită până pe data de 30 noiembrie, inclusiv. Diseară mă așteaptă copiii, am 2 copii. Mă așteaptă copiii să le dau de mâncare. Ce fac? Factură, utilități, acasă. Cine mi le plătește? Ăsta e serviciul meu, asta e activitatea mea, e jobul meu din care trăiesc și eu și îmi întrețin 2 copii. Da. O soluție trebuie să existe. Trebuie să ne bage cineva în seamă. Rugăm trebuie să facă vină, ceva și pentru noi. Vină să primarul, să vină... Să vină să stăm de vorbă cu domnul cine, primar. Că... Cine... Să vadă aici că... Să vadă și ce facem. Că de când stăm aici, copii care după ce iau părașul, eu și țin aici cu mine. Câți până plec acasă. Suntem numai noi. Știi, asta aia de sus care dă ordine pe hârtie așa, fără să cunoască ce-i în teritoriu? Piața e curată, e spălată, e îngrijită, toate alea marcajul sunt așezate, dezinfectată, dezinfectată, oamenii de servici toată ziua stropesc cu clor, la uși avem instalate, cu măști, cu mănuși, poate să stea cineva, cum mă repet, să stea cineva la ușă să ia temperatura. Să se închidă o ușă, să se deschide celelalte, nu știu, nu există, noi avem să variante. Să facă intrare, ieșire. Dar nu să ne dea afară, pentru că nu se poate, nu avem cum să vindem marfa afară. Nu avem cum, e inuman, deci inuman. Niciun câine la ora actuală nu-l iei să-l dai afară. Vine frigul, vine înghețul, vin temperaturi scăzute. Păi ce să facem afară? Ce să facem afară? Oricât de îngrozi ne-am îmbrăcat, ce facem la marfă? Cum să vinzi o salată afară? Cum să vinzi o ceapă verde? Cum să vinzi lucruri care, într-adevăr, producătorii au marfă care trebuie vândută? Ce să facem? Nu se poate, deci cineva... A zis că se poate deschide ușile aici, să scoate ușile, toate ușile. A zis că există o soluție. Uite, clienți, uitați ce zic, clienți care țin cu noi. Veniți încoace, doamne, veniți încoace. Clienți sunt clienți care nu le vine să creadă că ne închide piața. Sunt clienți care vor să ținem piața deschisă. Ieri sau sunt semnături. Dar oamenii să mănânce marfă românească. Sunt clienți care nu calcă supermarket. Singura piață din cartier, dintre vest și nord, nu mai există altă piață. Oamenii o să fie obligați să ducă la marketuri să consume. Oameni bătrâni care pot să se deplaseze, dacă pun la cei la 2 pași de casă. În afara cartierului. Să cumpere produse de import. Abia merg în Boston așa până aici. Să vină cineva de la primărie, să vină domn primar, să vină cineva de la SSB, să vadă că noi chiar nu reprezentăm un pericol. Să vină de la conducere, care ne-a luat banii pătarabii și așa, să vină de la conducere.
aducem. Noi aici am dat cuvântul ăsta. Îmi pare rău că n-am luat factura la mine. Am dat 1300 de lei. 1300 de lei bani dați înainte. Bani dați înainte, pe luna noiembrie. Și de-abia e nouă. Cum mă dai tu afară după asta, dacă eu am plătit-o deja? Cum mă dai afară după tarabă, dacă eu am plătit-o deja? Cum? Nu mi explic. Am plătit pentru condițiile de aici, nu pentru da? Condițiile de afară. Voi plătiți tarabă și ea vreo. Exact. Da. Ce veți face dacă piața rămâne închisă? Chiar nu știm. Nu ieșim afară din piață. Chiar nu știm. Deci eu mă gândesc cu vreo. Dacă n-am nicio variantă, vă stai. Să vină poliția, să ne dea afară, să ne amendeze. Să închidă piața, definitiv. Eu stai, că nu o să poartă noi unde să duci. Ori închisă unde. E închisă, că se ne duce și pentru mâini. Piață, nu mai intră nimeni. Și noi avem marfă perisabilă. Noi ce avem? Avem marfă pe mese la momentul. Și marfă perisabilă. Uitați, sunt struguri, sunt pere. Producători, strugurii unui producător. Uitați-vă. Marfă care o aruncă, domnul. Domnul aruncă marfa asta. La marfa asta, ce facem? Ce facem cu ea? Ce facem? Ce facem cu marfa? Ce facem? Sub aceste prelate sunt, e marfă. Ce facem cu marfa asta? Eu pot să mai țin azi și mâine. Și poi mâine o arunc. Cine îmi decontează mie banii? Să mergem pe pline. N-a venit nimeni acolo o zi înainte să ne anunțe, bă, nu mai cumpărați. Nu mai cumpărați marfă. Nu mai provizionați, pentru că nu pot să fac nimic pentru voi. S-a dat că e închis și închis rămâne. Nu ne-a anunțat nimeni. Uitați noastră câte ceasul, nu e nimeni de la nimeni, conducere nimeni. Să ia măsuri. La ora. Spun, poftiță. Uitați, avem mesele cu roșii, cu castraveți, cu ce mai e pe aici. Uitați. Ce facem? Ce facem? Nu se poate, uitați trucurii, cât va rezista astea? Câtă marfa cât vor rezista? Păi dar să vină să-i arăt eu ce-i povestele astea, iau cu marfa aici. Marfa va cută la producător. Marfa va cută la producător. Uite marfa aici, va cută la producător. Marfa românească, uite, ardei românești. Uite salata care a scos o omul din solar, uite ceapă românească, ridic, uite loboda, uite loboda, mâine o aruncă, nu e bun. Ce facem cu astea? Să vină dracu aici să vadă Orban, premierul, Puli, cine dracu mai să hei, 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 hei! Uite ceapă românească, morcov românesc, leuștean, ardei, hai să vină să vadă, uite păstârma, varză, iau! Să vină să facem cu astea. Venise de la un partid. Cu alegerile, nu ne țâțâia aici, că uitați, ne închide? Uitați rând la pâine. Vedeți? Unul lângă altul la pâine. La tarabă nu se vede niciodată rândul. Aici va veni un client din oră în oră. La pâine se face rând. La carne, la marjan se face rând. Acolo nu-i COVID. Aici nu-i COVID. La pâine nu-i COVID la rând. Numai la tarabă. A, noi suntem de ăștia mai micuți care nu avem cuvânt de spus, nu? La magazinele toate deschise. Aici e directorul, mai mare. Suntem buni când plătim impozite, suntem buni când plătim contabil, suntem buni numai pe plată la asta. No, ce ni se oferă? Nimic. Nimic, nimic. Asta e. Perimetrul pieței e de la intrare, bănuiesc. Normal, de la ușă. Dacă ar fi să gândim așa logic și pentru noi, ca oameni, să înțelegem, noi care-i perimetrul pieței? De la intrare de acolo. Magazinul funcționează, noi suntem producători, suntem 5 producători, atât. 5 producători. Stăm acolo amărâți pentru ce? Am fost ieri într-un supermarket să călcau în picioare, pur și simplu. Nu tu temperatură la ușă, un dezinfectant n-am văzut, la casă era om lângă om, și fără măști, ca să nu mai zic, erau fără măști. În jumbo își făceau selfie, fără mască de tot. Am ales pe Bolosevici să ne reprezinte. Păi ne reprezintă fictivul, doar pe hârtie, atât. Uitați că vorbeam mai devreme de factură. Factura care este plătită în avans.
scrie perioadă facturare chirie 1-a 11-a 30-a 11-a, cu chitanță plătită. Să vadă domn primar, să vadă de la direcțiune, de la hale și piețe, că eu nu-mi desfășor activitatea, dar banii mi-a luat înainte. Caraba deja este plătită și, pentru, și eu pentru nu pot să-mi desfășor aici, nu afară. Afară ne-a spus că ne dă un metru. Păi eu am 3 metri, eu am 4 metri, 3 metri, 4 metri. Ce să pun eu afară pe un metru? Ce să pun? Eu am plătit 3 mese, 4 mese, ce să fac cu metru? Afară nu avem cum să ieșim, nu avem. Deci e inuman în 2 ierni să dai pe cineva afară. Deci e inuman. Deci n-ai cum să stai afară în 3, la minus câteva grade. Pentru că va veni frigul, vine iarnă, nu vine vară. Nu vine, nu vine mai, vine decembrie. În 2020, când peste tot ar trebui să fie amenajat. Și să avem condiții, tu dai omul să vândă afară, nu se poate, nu se poate, cum a spus și colega, este inuman. Dacă asta e piața închisă, Mega Image la doi pași de noi, cum e? Da. Aia e deschisă? Da. Profi de peste drum e deschis? Profi are decât o ușă, n-are două uși. De acolo se intră, pe acolo se iese. Nu se poate. Acolo capete pătrate care ne-i condus. N-avem cum. Tu scrieți în piața asta. Uite, de când stăm aici, tu scrieți. Uite, facem o probă. Deschidem tarabele o oră. Și vedeți, stați lângă mine o oră, să vedeți că clienții au într-o oră. Și dacă eu am mai mult de 2 clienți într-o oră, eu sigur închid și plec acasă. Sunt gata, domnule, eu prezint un pericol. Închid și plec acasă.